Un puternic incendiu a izbucnit ieri la o casă situată în apropierea termocentralei Paroșeni. Au ars acoperișul casei, o anexă și o parte a garajului aflat în curtea gospodăriei. Din fericire, proprietarii nu se aflau în casă și astfel nu au fost înregistrate victime. Pompierii militari din Petroșani au intervenit ieri în municipiul Vulcan pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit. Pompierii militari din Petroșani și Lupeni au intervenit ieri în jurul orei 14 în Paroșeni, din municipiul Vulcan, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, proprietarii neaflându-se acasă în momentul producerii incendiului. Au ars acoperișul casei, o anexă și o parte a garajului aflat în curtea gospodăriei. Suprafața totală afectată de flăcări a fost de aproximativ 200 de metri pătrați. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit produs la instalația electrică a gospodăriei.